Vedeți că oamenii nu sunt deranjați. Nu sunt deranjați de ceea ce s-a întâmplat la Jocurile Olimpice. Am un creștin din România, am vorbit cu el și mi-a zis: Mă n-am observat că e ceva dubios acolo. M-am contrazis cu cineva pe Facebook uh, preț de câteva minute și îmi spunea: Nu, ți se pare ție că ei au adus o blasfemie. Aia nu e blasfemie, aia nu e hulă. Ți si se pare ție că ei au imitat cina cea de taină. Oameni buni, au stat pentru câteva minute sau secunde, spre un minut, au stat într-o poziție imitând exact scena, foarte cunoscută scenă a cinei cea de taină a lui Leonardo da Vinci. Da? Au stat în poziția mai ales că persoana din centru care imita persoana Domnului Iisus Hristos era o femeie, ceea ce iarăși este o hulă. După care această femeie avea un cerc, era legat de capul ei, acea aură, lințoliu de lumină, să-i spun așa, cu razele care ieșeau din acel cerc, din acea uh, lumină legată de, imitația luminii legată de, de capul acelei femei. Și nu vă mai spun ce scârboșenii erau la masa respectivă. Trăim vremurile astea. Lumea contribuie deja la lucrarea Antigristului și nu vede. Lumea contribuie deja la apariția fiarei, curvei celei mari. Lumea s-a stricat în 2-3 ani și se va strica și mai tare. Mulți din lumea laică au făcut o comparație între deschiderea uh, Jocurilor Olimpice din 2002, 2014 și 2024. Diferența este ca de la cer la iad. Dacă la, în 2014 au uh, jucat o piesă de teatru, Uh, au jucat uh, o, o capodoperă artistică frumoasă, în care bărbatul cu femeia uh, erau într-o armonie extraordinară, îmbrăcați într-un mod extraordinar de elegant, cu rochii frumoase, bărbații în costume, în, în uh, tot felul de ținute de gală, ținute elegante. Ce să vezi în 2024? Goliciunea goliciunilor. Și spurcăciunea spurcăciunilor. La, la jocuri sportive, oameni buni, au fost in, uh, uh, implicați copii, au apărut copii. Într-o reclamă, și ca să vedeți cât de departe merge spurcăciunea și destrăbălarea diavolului, în uh, reclama pentru jocurile olimpice, apar trei bărbați care intră într-o cameră și cumva te invită. Și apar în tot felul de scene, adică nu doi. Deja nu mai vorbim de. Înțelegeți? De doi. Deja vorbim de trei, de patru. Întrebarea mea este ce urmează? Pentru că deja lumea s-a obișnuit, ok, doi bărbați, nicio problemă. Intră într-o cameră, reclamă, publicitate, apar în, în reclamă. La Jocurile Olimpice s-a făcut reclamă la trei bărbați. Care intră într-o cameră. Trei, în văzul copiilor noștri. Copiii noștri de 12 ani, de 11 ani, de 10 ani, de 14 ani, trăiesc deja într-o lume a imoralității și a spurcăciunii. Ce are de făcut Biserica în vremurile astea? Voi ce credeți că avem de făcut, oameni buni? Să ne pregătim că vine Domnul. Domnul va veni foarte repede. Eu cred că suntem generația care vom prinde sfârșitul.